Duminică, autobergamo de va întâlnit în deplasare la Buzău echipa locală CS Luceafărul. După o scurtă perioadă de tatonare, la un contraatac al echipei gazde, în minutul 7, buzoienii au deschis scorul prin Răzvan Crăciun. A urmat o întreagă repriză cu un joc în care echipa de Viană a încercat să găsească drumul spre poartă, iar cea locală blocând orice atac. După pauză, jucătorii antrenați de Adrian Moț au revenit pe teren foarte motivați, egalând în primul minut al reprizei prin Sergiu Gavrilă. În minutul 25, după o serie de driblinguri, Iulian Cojocaru cu un șut superb aduce echipa Autobergamo în avantaj, însă bucuria a fost de scurtă durată, deoarece în minutul 27, Bobe, cu o scăriță inspirată, readuce egalitatea pe tabela de marcaj. A urmat din nou o repriză dominată de jucătorii de veni, cu contraatacuri ale gazdelor până în minutul 37, când, la o accelerare a lui Gavrilă, Autobergamo a înscris prin Trifan, iar Cojocaru a stabilit tot cu o scăriță scorul final 4-2 pentru FC Autobergamo Deva.